Bravo, Miladu. Nathan. Bună, dragilor, bine ați revenit la un nou vlog. După cum ați văzut, am început vlogul cu micul dejun, cu laptele Miladei. Deci mi-au dat tot timpul să trezești la 5, 6, 4 și vrea din nou lapte și mă duc și pregătesc lapte. Nathan încă mănâncă sân, dar încerc să-l dezobișnuiesc de sân, să-i dau biberon. O să vorbesc despre asta într-un alt vlog. Oricum, el vrea sân când doarme, vrea sân noaptea. Iar pe mine mă doare groaznic și vreau să încep să-l înțarc. Acum e ora 12, copilașii dorm. Mi l-a mâncat doar micul dejun și apoi am mai avut un biscuit și o mers la somn. Iar Nate, înainte de somn, am mai avut și acest iaurt
în această punguță. Vreau un pic să vă vorbesc despre toate produsele care le-ați văzut că le-am arătat atunci când le-am pus să mănânci. Acest vlog este în colaborare cu Twist Shake Baby. Să vă prezint un pic produsele, noi le avem de 2 săptămâni și de atunci le-am folosit în continuu. Și apoi o să vă spun și codul meu de reduceri și ce reduceri au de Black Friday. Deci, ca de obicei, așteptați până la final. O să încep cu biberonul Milade care l-ați văzut primul. Așa arată el. Partea de jos îi din metal, sunt mai multe culori, o să vedeți pe site. Are și capac, capacul îi prin geantă, toate vin cu capac. Iar capul trebuie să-l alegeți în funcție de vârsta copilașului vostru. Eu am ales mărimea cea mai mare pentru Miladu, știam că pentru ea îl vreau. Ține laptele cald sau rece, de asta e și de metal în partea de jos. Ca un fel de termos, dar e mai subțiri. Oricum nu mă așteptam ca Milada să le iei pentru că a învățat cu un anumit tip de biberon, dar când l-a văzut i-a plăcut foarte mult, nu știu, model, nu știu, a plăcut și de atunci numai pe asta l-a folosit. M-a bucurat foarte mult, e foarte drăguț, au mai multe modele și vine și cu capac. Apoi aceste farfurii vin în set de 3, eu am ales culoarea negru, gri și alb, astea îmi plac mie, dar au și roz și albastru, ce culori vrei, ce culori vreți voi puteți să alegeți. Sunt așa divizate în 3, tot timpul mi-au plăcut astfel de farfurii, ajută copilașii să mănânci mai mult și mai bine și mai diversificat. După cum vedeți, pot pune una peste alta, adică nu o să cadă, toate vin cu capac, deci toate vin și cu capac. Ceea ce mi se pare super, dacă ieșiți undeva la picnic sau undeva aproape și vreți să le luați, sunt foarte ok de luat, sunt super, eu le ador, de asta cred că sunt cea mai bucuroasă. Apoi tot pentru Milada am ales acest set de linguriță, făculiță și cuțitaș. Îmi place care mânerul de plastic și asta e de metal, Milada îi place tare mult să mănânci cu el și mă bucur că e de metal, că așa Milada poate să înfingă asta în mâncare, înainte avea una de plastic și niciodată nu putea să ia mâncarea cu ea și să-i enerva. Și sunt super, tot așa le-am ales pe gri. Eu linguriță o mai folosesc și la Nathan. Apoi, recipiente de băut. Astea sunt variantă pentru copilași mai mari, dar sunt și pentru copilași mai mici, intrați pe site-ul lor să vedeți. Adică sunt pentru vârsta și lui Nathan și Amila de astea, deci amândoi le pot folosi. Se desface capacul și asta îi tip... cum ești la biberon, să bea așa, să tragi, nu curgi, deci trebuie să sugă ca să curgă apa, ceea ce mi se pare super, că mereu aveam problema asta cu toate sticluților, că virgulă curgea apa peste tot. Am impresia că și astea vin mai multe culori, nu sunt sigură, sau vin numai în albastru și roz. Da, oricum, am ales așa un set, Milada preferă să folosească asta pentru băuri. Am ales un set așa. Una crem, una neagră. Nathan preferă astea pentru că sunt tip pai. Lui îi place să sugă mai mult din pai, deci nu prea să împacă cu acea albastră. După cum vedeți și acestea se închid, nu aveți probleme cu cursul apei. Și dacă puneți așa nu curge apa, deci sunt super. Asta tot așa vin în mai multe culori și le puteți alege voi cum vreți. Și ultimele produse care eu le-am ales și vreau să vi le arăt sunt aceste recipienti tip termos care puteți pune mâncarea și să o păstrați rece sau cald, măi când ei tădăi acolo și se mișcă. Și o puteți păstra rece sau cald, plecați undeva, puteți pune mâncării ca aici. Sunt foarte drăguțe ca și design. Aveți și toartă. Le puteți ține de toartă așa. Iar ceea ce m-o da pe spate, fost ca aici anterior aveți linguriță. Deci se scoate lingurița. Opa! Se trage și mânerul și aveți linguriță normală. Dar luați recipientul, aveți și linguriță la el. Nu aveți niciun stres. Sunt foarte, foarte ideale pentru când plecați de acasă și vreți să aveți mâncare la bebeluș. Și tot așa vin. În mai multe culori am ales pe gri și pe negru. Acum să vă dau detaliile care v-am spus la început. Deci astăzi, 26 noiembrie, este Black Friday și ei au pe site-ul lor reduceri între 50 și 70%. Lângă asta mi-au dat și un cod de reducere care îl vedeți pe ecran și 20 Priscila, care vă oferă încă o reducere de 20%. Ceea ce mi se pare wow. Ar fi păcat să nu profitați
pentru că o să aveți reduceri super și acolo găsiți tot ce vreți pentru bebeluș. Această ofertă este valabilă doar astăzi, de a vedea și videoclipul astăzi. Tot așa ei au și o secțiune outlet, unde acolo găsiți produse reduse până la 70% și merge și codul meu acolo, deci o să aveți reduceri maxim, 70 plus 20 ai mei. Ei livrează worldwide, adică în toată lumea, nu trebuie să vă faceți griji că sunteți în altă țară pentru că ei livrează peste tot, dar o să găsiți linkul în descrierea videoclipului și acolo vă las și codul meu și linkul la website-ul lor. Să știți că se duc foarte repede produsele. Eu de mai multe ori am vrut să-mi iau chestii de la ei și mereu nu mai era un stoc. Noi am primit de la ei și căruțul lui Nathan, care tot așa s-au vândut foarte, foarte repede ultima oară când l-am menționat. Dar chiar vă îndemn să profitați de această ofertă. Acum să trecem la treabă, văd că Nathan tot doarme. Vreau să mă apuc să fac prânzul, că apoi trebuie să lăs copilașii la Titina. O să-i lăs 2-3 ori, vreau să merg la cumpărături, trebuie să fac ceva cumpărături pentru sora mea. Vreau să mă uit pentru un cadou lui Ethan. Am câteva, dar aș vrea să mai iau ceva. Ethan e nepoțelul nostru și are ziua sâmbătă. Și înainte să ducem copilașii, că David o să ajungă cam în 2 ori, înainte să-i ducem vreau să le fac prânzul, să văd ori mănânc acasă, ori le pun la pachet în acelii recipienti termos. Și da, vreau să fac orez cu morcov, orez simplu, niște fasole neagră, ou fiert pentru copilaș, iar pentru noi ou prăjit. Dragilor, cum fac eu orezul? Călesc în puțin ulei din măsline un morcov mare, adaug acest stock pot, e bun și pentru bebeluș, de asta folosesc, apoi adaug o cană de orez basmatic. Îi mai călesc un pic și pe astea toate și apoi adaug 2 căni de apă. Atât adaug eu la acest orez, ca să nu fie prea moale sau prea sfărnicios, este perfect. Deci o cană de orez și 2 căni de apă și vă ies exact ca la cea oală care o foloseam eu înainte. Ei, dragilor, s-a călit. Acum adaug apa. După cum am spus, 2 căni de apă, eu adaug apa deja fiartă, deci ar fi bine să o fierbiți înainte. Acum amestec bine, dar foarte bine, pentru că doar o singură dată eu amestec. Dau la cel mai încet foc. Pun capacul și lăs să fiarbă. Când nu se mai vede deloc apă, atunci îl opriți. Eu am să vă arăt cum iese a meu la sfârșit. Și acum o să mă apuc de fasolea neagră care în conservă, călesc o ceapă, 3 de căței de usturoi, pun fasolea din conservă, un pic de apă, lăs tot așa condimentele, sarea și tot la urmă după ce opresc lunetă. Ok, deci acolo am adăugat ceapa și usturoi, le-am călit bine, tot așa în ulei de măslini. Dacă aveți ceapă mare, e bună doar una, dacă sunt mai mici, puneți 2. Și acum adaug 2 conserve de fasole neagră. Eu am spălat foarte bine fasolea ca să nu avem probleme la stomac. Amestecam. Și eu o să adaug și apă ca să aibă așa un pic de sos. Nu foarte mult, dar dacă nu vă place cu sos, nu adăugați. Mie îmi place să fiarbă așa un pic, să aibă sos. Iar la urmă v-am spus, după ce vreți un Nathan, o să adaug ceva sari, boia, piper, mina de mănâncă. Acolo am pus ouăle la fier pentru copilaș și orezul meu, am impresia că e gata. Stați să vă-l arăt. Am uitat să pun capacul aici și dau tot la foc încet să fiarbă. Să nu mai iasă apă deloc. Și cât de bine arată. Și-a rămas și bobul întreg. Și cam asta e mâncarea care o să avem noi la prânz. Bineînțeles că pentru mine și David o să fac 2 ochiuri prăjiti, mai moi și yum-yum. Și poate și o salată, nu știu. O să văd dacă mai am timp. Nathan micuțul tot doarme, nu-mi vine să cred, niciodată nu se întâmplă să doarmă atât de mult, mai ales că are probleme cu dințișorii și mai ales că eu nu stau lângă el. Am putut să fac și mâncarea, v-am vorbit și despre produsii și el încă doarme, dragul mama.
Acum mi-am pus eu să mănânc, mi-am făcut două ou prăjitii, mi-am pus și orez, fasole și niște murături mi-am adus, nu mi-am mai făcut salată. Am îmbrăcat copilașii, pregătesc, i-am pregătit să-i duc la Titina, trebuie să-i mai dau gecelii. Asta e geaca Miladei, care îi vine și acum, dar o să-i dau lui Nathan, că are ghistoli și Nathan are o singură gecuță. Opa, Nathan, m-ai speriat! Le-am pregătit aici și geanta. I-am pus mâncarea Miladei. Stați să vă arăt. I-am pus aici mâncare, că abia s-o trezit și nu a reușit să mănânce. No, Nathan, no, no, no! Trebuie să mai pun un pouch pentru Nathan de fructe în caz că o să-i fie foame și poate o banană. Pampers, șervețelii, căciulile, gata, suntem gata. Un pic ciufulit, am ajuns acasă, eu am fost la cumpărături, copilașii au stat cu Titina. Dacă ne urmăriți pe Instagram, o să vedeți acolo cum s-au distrat ei cu teta. Să vă arăt ceva ce am cumpărat. Am luat multe chestii de Crăciun, dar am luat pentru sora mea. Ce am luat pentru mine a fost aceste lumânări din Poundland, care sunt în formă de brăduț. Sunt superbi, o să le folosesc ca și decorațiuni pentru Crăciun. Am vrut să le las să vi le arăt mai încolo, dar n-am putut să mă abțin. Au fost 3 lire una, le găsiți în Poundland. Tot pentru noi am luat aceste marshmallows în formă de brăduți, tot așa cu alb și cu verdi. Foarte, foarte drăguții. Am luat pentru Miladu tot așa pentru advent calendar această acadică cu culorile de Crăciun. Tot așa pentru advent calendar am luat pentru Milada acești moș Crăciun de ciocolată. Tot pentru advent calendar am luat aceste globuleți de ciocolată. Opa, am găsit și câteva cărți cu Peppa Pig. Mami! Nu, mami! Mi nu trebuia să le vad acum. Și tot așa, mi-a lăsat aceste ligașii. Astea sunt mentolate. Rest aici am luat pentru sora mea aceste portocale de ciocolată foarte bune. Am luat și acești biscuiți, că o zic că vrea să-i încerci. Și custard, că îi place această prăjitură de marțipan. Și chestii din astea pentru Crăciun. Acum pentru cine lunete o să-i fac un compot dintr-o mară și dintr-un măr și o să-i adaug și ceva cereale de bebeluș. Pentru mine, David și poate Milada, dacă o să mănânci, o să fac din acest foietaj cu rulouri deja pregătite, adică doar trebuie să le tai și să le pun în tavă, să le dau la cuptor. Iar dacă Milada nu să vrea să mănânce asta, are iaurt, când am mâncat astăzi, sau struguri. Ce îi place să mănânce fructe seara? Acum mănânc un pic de orez cu fasoli, când nu vreau să mănânce la Titina. Și am pus acum acasă și mănâncă. Am fiert astea lui Nathan, le-am ars un pic, am uitat de ele. O să le pasez cât de cât. Când nu sunt arse, s-au rumenit un pic, pentru că a scăzut apa. Și astea cereale care le adaug. O să pun și un pic de iaurt simplu și asta o să-i dau lui Nathan. Să vedem dacă o să-i placă. Orașul arată super bine. O să mănânc un acum. Foarte bun, nu vin să cred. Nu o să mai fac niciodată din astea, adică o să cumpăr. Sunt delicioase. O să-mi fac și un ceai. Și cred că mai mănânc una asta, chiar dă-o. Să vedem cât vrea David și dacă vrea Milada. Nathan a mâncat fructele, un pic caramelizate. Și cred că era un pic mai dulci și au plăcut. Am mâncat tot. Știți că eu în timpul zilei mai am și gustări. Asta s-a întâmplat să nu am pentru că am fost foarte ocupată, am editat acela vlog, am filmat vlogul ăsta, o trebuie să ieși în oraș, dar de obicei am și gustări. Ba fructii, ba un pic de ciocolată, să știți că am și gustări, ba compot, îmi place să mănânc compot de grapefruit în ultima vreme, ba ceva între mesii tot bag, asta s-a nimerit că n-am avut timp. Copilaș, cred că v-am spus, ori au un iaurt, ori au câte un fruct, Nathan are pufuleța aceea de bebeluș, Milada are biscuiti și are și acte un pic de ciocolată, nu-i ca și cum nu i-aș da lui Milada.
Da, ăsta a fost vlogul de astăzi. O să închid aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să ne dați un like. Iar eu până data viitoare vă pup. Pa!